atât de diferită și atât de aproape. Este Europa. Câteva zeci de copii din mai multe localități ale țării au răspuns apelului misiunii EUBAM și au trimis 370 de desene. Prin formă și culoare, aceștia au prezentat propria percepție asupra Europei. Am reprezentat o fată unde sunt toate steagurile și acolo este Moldova. Am vrut să redau ca porțile orașului se deschid spre Europa. Iar în fața mea am prezentat porțile și respectiv Europa care reprezintă toate locurile. Представила женщину, девушку, которая олицетворяет мечты. Europa, în desenul meu, este ca o fată îmbrăcată în albastru. Culoarea albastră pentru mine simbolizează aspirația. Tot acolo este și cocostârcul cu strugul de poamă. El semnifică victoria și ajutorul pentru cei care au nevoie. Беду, оживление, помощь нуждающимся в этом. Они в десенном форме de inimă. Acolo am simbolizat că am făcut o inimă, că toți trebuie să-și iubească țara, cum noi ne iubim, de exemplu, părinții. În desenul meu am vrut să reprezint toate locurile frumoase din Europa, ca turnul Eiffel, ca Big Ben, ca toate. Balonul reprezintă, el aduce muzica din Europa, toate desnotele muzicale. Ronan Gogin, ofițerul de comunicare al misiunii EUBAM, s-a arătat frapat de imaginația copiilor moldoveni. În opinia lui, până și maturii au ce învăța de la copii. I think you can look around for yourself. The results are absolutely. Puteți să vedeți și singuri și o să observați că lucrările sunt absolut minunate, sunt fantastice și asta încă o dată demonstrează faptul că copiii noștri n-au nicio limită în ceea ce ține de imaginație. Vedem că uneori copiii îți arată, îți reflectă temele într-un mod neașteptat, nu așa cum ar face adulții. Copiii moldoveni se văd europeni și se văd foarte aproape de Europa. Doamna Alexandrina, Vardaru Sabrina, Popova Angelina, cele mai originale desene, 75 din cele aproape 400 incluse în concurs, au fost vernisate la Centrul Republican pentru Copii și Tineret Artico. Expoziția va dura până la 31 mai, dar noi avem de gând să invităm copiii de la grădiniță, clasele primare și dacă va fi solicitată, vom prelungi și în luna iunie.